Bucuria unui om constă în dorința de a-i face pe alții fericiți. De acest lucru s-a convins pe parcursul activității de 55 de ani medicul oftalmolog Axentie Gânga. A activat în calitate de profesor la școala medicală din Soroca, medic oftalmolog și șef adjunct al spitalului. Tot el a fost și șeful secției de oftalmologie din Soroca. Mai recent, medicul Axentie Gânga și-a desfășurat activitatea în cadrul cabinetului particular. Iar astăzi a ajuns la frumoasa vârstă de 85 de ani, este împlinit că a făcut în viață ceea ce i-a plăcut mai mult, a ajutat oamenii. Am activat în domeniul medicinei 55 de ani. Asta a fost un vis al meu din copilărie. Eu m-am născut în satul Răcăvăț, județ Soroca, România, în 1938. Și la noi, la Răcăvăț, la gazdă stăteau niște învățători evrei. Și iată că soția lui îi spunea lui mama: tiotia Maria, nu-i trebuie lui Axentie învățător, el trebuie să fie medic. Așa-i scris în frunte la dânsul că el trebuie să fie medic. Am intrat la Institutul de Medicină, astăzi Academia Testemețanu. Lucrat 4 ani de zile, profesor la școala medicală din Soroca. În 70 s-a închis școala, am trecut la spital ca oftalmolog. De acum m-am perfecționat, am trecut perfecționare și am stat oftalmolog și am trecut la spital. După 2 ani de zile am fost numit șef adjunct a medicului de spital, unde am lucrat până în 79. În 1979, toată oftalmologia și a Uniunii Sovietice și Europeană au trecut la microchirurgie, adică operații sub microscop. Numai la Chișinău era microscop de operații. Dacă să fie al doilea în Republică, să fie bine. Și am cumpărat microscop din Germania, foarte bun, și așa am deschis secția de microchirurgie la Soroca. Soroca cu oftalmologie era a doilea pe Republică, după Chișinău. Nici Bălțu nu era, rezultatele nu erau așa de bune, pozitive ca la Soroca. Numele medicului Axentie Gânga devine unul cunoscut în raionul Soroca și în țară. Reușește să se afirme chiar și în Africa, în timp ce a activat 2 ani în Mozambic. În mai 81, Africa. Pe 2 ani de zile contract în Africa, Republica Populară Mozambic. Eu nu mă așteptam la așa ceva, m-am dus acolo, dar pentru noi românii portugheză e foarte ușor de studiat. Mă cheamă consulul general a Uniunii Sovietice și spune: Gânga, ai să iei șefia la grupa de medici sovietici. Eram 17 medici, dar s-au primit așa, că am primit eu microscopul ăsta din Germania, m-am dus în Maputo acolo, în Mozambic, același microscop. Exact. Așa că m-am bucurat eu foarte mult. Am lucrat foarte mult. Eu eram un oftalmolog la provincia cea noastră, era Sofala Beira, 1.200.000 de populații. Am avut vreo 2 cazuri când oftalmologii portughezi nu vreau să opereze bolnavi, și chiar au complicații acolo, dar eu m-am apucat și facem treabă. Facem operații, rezultatul era bun. Afecțiunile vederii nu pot fi ignorate și nici amânate. O atenție deosebită astăzi trebuie atrasă copiilor, susține medicul. În ceea ce privește oftalmologia de astăzi, contemporană, eu spun că numai la Chișinău, la Spitalul Republican,
dar prin raioane așa tare rău. E slabă, oftalmologia a căzut, amu, din păcate. Oftalmologia asta e așa o disciplină care trebuie la timp să acorzi ajutorul necesar, fiindcă dacă o săptămână ai întârziat, acum rezultatul poate fi ori zero, ori tare, tare negativ. Astăzi, foarte mulți copii poartă ochelari. Problema între aceia că ei cu mobilul, planșetele astea, tot, și asta duce la miopie. În rusește blizărucost. Înseamnă că părinții trebuie să fie foarte atenți. Principiile după care s-a condus întreaga viață, Axentie Gânga, a fost onestitatea, disciplina și responsabilitatea. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat sănătate, ne-a dat puteri, tărie de suflet, năzuința asta de a face bine pentru bolnavi, pentru popor, pentru oamenii care te înconjoară acolo, să faci numai bine și am avut succes. Principiul era disciplina, onestitatea și responsabilitate față de profesie, față de medicină, față de oameni, față de societate.